Aș vrea în această seară să citim câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul 2. Vă invit să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și vom citi de la capitolul 2, versetul 9 până la 12. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Doamne Iisuse, ne rugăm ca întâlnirea noastră cu Tine în această seară, în casa Ta de închinare, Doamne, să ne facă să mergem pe un alt drum, un drum care duce spre cer. Binecuvântează întâlnirea noastră și lasă acest cuvânt să ne inspire, să vorbim despre el și mai ales să-l primim în inimile noastre cu toată bucuria. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Subiectul pe care l-am ales pentru această seară este o seară așa de specială pentru fiecare dintre noi, este seara de Crăciun. Aș vrea să vorbesc în această seară despre paradoxurile unei asemenea sărbători, paradoxurile Crăciunului. Paradoxul este un enunț contradictoriu și în același timp demonstrabil, o părere contrară adevărului unanim acceptat. Ca să înțelegem, am să vă dau un exemplu. Există o listă recent publicată pe toate mediile sociale în care sunt date paradoxurile lumii în care noi trăim. De exemplu, unul dintre ele spune așa, avem case mari și familii mai mici. Și este foarte adevărat, dar ăsta este un paradox. Avem case mari și familii mici. Lista acestor paradoxuri este destul de lungă. Cheltuim mult și avem mai puțin. Cumpărăm mai multe și ne bucurăm mai puțin de ele. Avem mai multe conveniențe, dar mai puțin timp. Ne cumpărăm aparate de toate soiurile să ne ușureze viața, chipurile, dar avem tot mai puțin timp la dispoziție. Avem mai multe medicamente și sănătate mai puțină. Citim prea puțin, ne uităm la televizor prea mult și ne rugăm foarte rar. Ne-am înmulțit posesiunile, dar ne-am redus valorile. Este vremea profiturilor mari și a relațiilor superficiale. Sunt zilele unor două venituri, dar cu mai multe divorțuri. Am învățat cum să ne ducem viața, dar nu știm să trăim. Adăugăm ani la viața noastră, fără să adăugăm viață la anii noștri. Curățăm aerul, dar ne poluăm sufletele. Aceasta este o listă acestor paradoxuri a vremii în care noi trăim. Dar vreau să vă spun că și sărbătoarea de Crăciun are paradoxurile ei. Am să încep cu trei care sunt în Sfânta Scriptură, și apoi am să vorbesc despre patru paradoxuri pe care le trăim fiecare dintre noi în vremea de astăzi. Un prim paradox de care vorbește Sfânta Scriptură de Crăciun este că găsim aici ciobani, păsori bucuroși, într-o lume foarte tulburată. Spune Sfânta Scriptură în Matei, capitolul 2, versetul 3, că atunci când împăratul Irod a auzit acest lucru, s-a tulburat mult. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Avem în același timp un grup mic de ciobani care se bucură de nașterea Mântuitorului și în același timp avem un oraș întreg tulburat de nașterea Mântuitorului. Este foarte interesant cum sentimentele noastre sunt atât de variate atunci când este vorba de Iisus Hristos. Nașterea lui Iisus a dus bucurie oamenilor simpli, dar a dus tulburare oamenilor mari și oamenilor religioși.
Ciobanii din cea mai de jos clasă socială, cea mai disprețuită, se bucură enorm de mult. Am citit în Evanghelia după Matei că și magii s-au bucurat, spune Sfânta Scriptură, că n-au mai putut de bucurie. Acum când niște ciobani nu mai știu ce să facă de bucurie, îmi pot imagina. Țipă, dansează, cine știe ce fac, dar savanții nu știu ce fac ăștia când nu mai pot de bucurie. Mă închipui că arătau tot la fel ca ciobanii când nu mai poți de bucurie. Iată extremele societății, ciobani și savanți, magi, care se bucură și avem un oraș întreg tulburat de Crăciun, tulburat de nașterea Mântuitorului. Nu vi se pare că vremurile sunt tot la fel? Oamenii simpli se bucură, laudă pe Dumnezeu, elitele societății însă nu vor să-i pronunțe nici măcar numele. Cred că fiecare dintre dumneavoastră a fost călcat cumva așa pe un nerv special al religiei noastre când președintele nostru uită să menționeze numele lui Iisus Hristos, nu? Pruncul ăla, copilul ăla care s-a născut așa, parcă nu-i știe numele, îl știe, dar este furios să-i pronunțe acest nume. Elita societății în care noi trăim nu iubește acest nume. Un alt paradox este că găsim străini, magi, căutători de Mesia și în același timp preoți indiferenți la nașterea lui Mesia. În Matei capitolul 5, în capitolul 2, versetul 1 la 5, cuvântul lui Dumnezeu spune: după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. A adunat pe preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea au răspuns ei. Iată că găsim aici o elită religioasă foarte bună, foarte informată, foarte bună cunoscătoare a Scripturilor. Știu profețiile Vechiului Testament, cunosc unde se va petrece nașterea Mântuitorului. Dar în același timp manifestă o indiferență crasă față de un asemenea eveniment extraordinar. Pe partea cealaltă avem niște oameni din străfundul răsăritului care vin probabil săptămâni de zile cu cheltuieli și expunându-se la pericole foarte mari a unei asemenea călătorii să se închine pruncului, să-l caute pe Mesia. Dar aici niște cunoscători cu cărțile sfinte în brațe sunt absolut indiferenți la evenimentul care a avut loc. Preoțimea, cunoscătorii a textelor sacre sunt lipsiți de revelația divină. Dumnezeu nu li se descoperă acestor oameni. Străini din alte țări îndepărtate recunosc originea divină a Mesiei și cei care au cunoștințele, au textele sacre, oamenii religiei nu știu nimic și sunt indiferenți. Un al treilea paradox de Crăciun este că găsim un staul, un graj, dacă vreți, plin, în timp ce avem un templu gol. De sărbătoarea nașterii Mântuitorului nu e nimeni la templu să prăznuiască un asemenea eveniment. Foarte ciudat. O națiune întreagă care așteaptă o istorie întreagă venirea lui Mesia. Și acum când Mesia a venit, nu cunosc evenimentul. Nu știu timpul istoric pe care ei îl trăiesc. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unul către altul: haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif, pe prunc culcat în iesle. Luca, capitolul 2, versetele 15 la 16. Templul, locul în care este Dumnezeu, este gol. Grajdul din Betleem este plin de ciobani și magi, pentru că Iisus este prezent. Dacă vă puneți întrebarea vreodată de ce marele orașe ale acestei lumi conțin catedrale uriașe și goale, adevărul este același simplu: nu este Iisus acolo.
Oriunde este Iisus, este aglomerație. Unde nu este Hristos, catedrale mari, muzeu, păstrătoare a artei, a tradițiilor, a tot ce vreți. Unde este Hristos, este bucurie, acolo biserica este plină, acolo este bucuria prezenței lui Hristos. Părinte, mi-a zis într-o zi preotul din acest oraș, nu mai este aici, a plecat din acest oraș, dar într-o zi m-a luat deoparte și mi-a zis, părinte, ce faci, ce le dai? Zice, de merg așa mulți acolo la tine, la biserică. Mi-a zis, zice, eu le dau țuică, le dau, fac petreceri, duc muzică populară și cântăresc din România, zice, și nu adun mai mult de 100, nu pot să adun nici cum. Ce le dai, domnule? Spune-mi și mie ce le dai. Și i-am spus, părinte, le dau Evanghelie. Le dau Evanghelie. Și atunci oamenii vin, la Evanghelie vin. Unde este Hristos, vin oamenii. Când bisericile se golesc de Hristos, ele devin monumente din care lipsește Hristos. Dar spuneam că voi vorbi în această seară și despre câteva paradoxuri ale Crăciunului de azi. Și unul dintre primele despre care vreau să vorbesc este că sărbătorim nașterea lui Iisus fără cel sărbătorit. Când ne-am spus titlul predicii mele, soției imediat a găsit poezia asta și a adus aminte de ea. Unde este Iisus? În sărbătoarea lui, unde este Iisus? Sărbătorim nașterea lui Hristos fără cel sărbătorit. Cu ani în urmă am scris o carte pe care am botezat-o la vremea aceea, Jurnalul lui Ion Pocăitul. Era o serie de lucruri care nu puteam să le spun din experiența mea pastorală, de aceea am pus pe seama unui personaj fictiv o serie de lucruri care mi s-au întâmplat în propria mea viață. Dar unul dintre capitolele acestei cărți se numește Coșmarul. Nu e lung, vreo pagină și jumătate, am să vi-l citesc, pentru că vorbește exact despre lucrul acesta, o sărbătoare a Crăciunului, o sărbătoare a nașterii Domnului fără El, fără cel sărbătorit. Noaptea aceasta am avut un coșmar. Nu prea visez eu des, dar când visez, țin minte. Poate mi s-a tras de la discuțiile de aseară cu Veta. Veta este nevasta lui Ion Pocăitul. Se apropie Crăciunul și Veta e frământată cu cadourile. Mi-a scos tableta, pacostea aia electronică și a început să-mi arate tot felul de lucruri pe care și le dorea pentru ea și copiii. Am fost foarte bucuros că se gândea și la mine, voia să-mi cumpere un sacou frumos, așa mai de sărbători. Pe măsură ce înșira la cadouri, eu tot făceam la socoteli. Era evident că nu mi-ajungea salarul în luna aceea și va trebui să umblăm la puținele economii care le mai aveam. M-am culcat cam tulburat de aritmetica mea, care era într-o direcție coliziune cu aspirațiile Vetei. Noaptea am visat un vis ciudat. Când am intrat în casă, totul era împodobit, frumos, cu floricele și panglici de hârtie creponată, era un happy birthday uriaș pe peretele din camera de zi, acum se scrie în englezește, că așa este la modă, se cântă și happy birthday to you, că doar nu o să-i facem noi pe vecini să creadă că suntem inculți. Pe masă din sufragerie, mâncăruri care mai de care mai grozave, ca pe tableta lui Veta. Canapeaua din camera de zi era o stivă întreagă de pachete și cadouri. Cum am intrat în casă, ai mei s-au și pus la masă și înfulecau ca disperații. Mai aduseseră și vreo câțiva copii din vecini și eu nu mai aveam loc la masă. Stăteam și mă uitam la ei. Veselia era mare. Cum au terminat cu mâncatul de ziua mea, s-au repezit la pachetele de pe canapea. Le desfăceau pe care scria numele lor. Veta a primit o rochie de la Neluțu, o pereche de pantofi de la Flori, o poșetă de la Vio și o gentuță pentru tabletă de la Gabi. Florii, la rândul ei, a desfăcut pachetele de la fiecare din frații ei și de la Veta, ba și copiii din vecini au primit cadouri.
de ziua mea. S-au felicitat, s-au pupat de bucuria cadourului și au dorit numai bine, sănătate și bucurie și tot ce le dorește inima. Mă uitam la ei năuc. Cu siguranță că aveau ceva și pentru mine. Nu putea fi o simplă uitare. Era doar ziua mea și să cădea, măcar să mă bage în seamă. Dacă n-au avut de gând să-mi cumpere cadouri, e treaba lor. Nici nu mai aveam nevoie de nimic. Am tot ce-mi trebuie. De ce să-mi țină ziua și să se îndoape cu cadouri între ei? Asta mi se părea absolut prea de tot. M-am trezit dis de dimineață, tulburat. M-am pregătit de serviciu. Am plecat mai devreme ca să nu dau față cu cineva din familie. Coborui scările pe întuneric, iar nu mergea liftul și m-am bucurat că tot mai făceam un pic de înviorare până jos. Când am ajuns în stația de tramvai, nu era multă lume. Ca de obicei, tramvaiul întârzia. Mi-am atras atenția vitrinele magazinelor de peste drum, luminate puternic, pline de decorații de Crăciun, becurile colorate peste tot, până și stâlpii becurilor stradale erau împodobiți cu crenguțe de brad, cu ghirlande, cu beculețe. De la difuzoarele unor magazine se auzeau colinde. Minunându-mă de decorul de Crăciun al orașului, mi-am adus aminte de vremurile lui Ceaușescu, câte deosebire Crăciunul era interzis. Acum e liber. Deodată mi-a revenit coșmarul de astă noapte, am înțeles tot. Acum suntem liberi să sărbătorim ziua de naștere a Domnului Hristos, numai că uităm să-L chemăm la sărbătoare. Uităm de El, de sărbătorit. Și ne felicităm între noi, ne oferim cadouri. Acum îl înțeleg pe Iisus cum se simte de ziua Lui. Cam asta se întâmplă cu noi, nu-i așa? Bancă ne și supărăm dacă nu primim cadourile care le visăm. Doar are de Crăciunul ăsta ne-am gândit să-i facem vreun cadou Domnului? E ziua Lui, nu? Ne-am gândit vreodată să-i facem vreun cadou Domnului? Poate n-ar strica să trecem pe la caseria bisericii și să întrebăm dacă nu cumva biserica Lui are nevoie de ceva. Unde am putea contribui, unde am putea face ceva. Pentru că următorul paradox este că ziua nașterii lui Hristos ne dăm cadouri unul altuia. Ne felicităm, ne dăm cadouri. Magii au adus Domnului cadouri. Au pregătit, de fapt, exilul Domnului Iisus Hristos, trebuia să fugă din țară și au adus ceva care să folosească pe timpul exilului. Ce dăm Domnului oare de ziua Lui? Avem cântări minunate în care spune că dăm inima Domnului, dar ar trebui să mai cercetăm din când în când să vedem cât din ea mai este a Domnului și cât din ea este pentru altceva. Un al treilea paradox al zilelor noastre este că noi trăim cu extravaganță sărbătoarea nașterii sale umile. Marele orașe ale lumii occidentale și acum peste tot, dacă vreți, până și în țările arabe, sunt acele târguri de Crăciun. Săptămânile acestea am vizitat câteva orașe din Europa. Vă spunem foarte clar și vă promitem că nu ne-am uitat la Viena, suntem foarte supărați pe austrieci că nu ne-au lăsat în Schengen. Ne-am uitat la celelalte orașe europene, la târgurile de Crăciun, la sărbătorile, la decorațiile extraordinare ale acestor orașe. Mese bogate, Christmas Paris peste tot, concerte, colinde de Crăciun, mari artiști ai lumii cântă pe marele scene cântările de Crăciun. Decorurile de Crăciun sunt adevărate spectacole de lumini. Nu departe unde locuiesc eu poți să-ți iei bilete online
să te duci să vezi luminile de Crăciun. Vă asigur că niciuna dintre luminile astea nu vorbesc despre Maria, despre prunc, despre Iosif. Sunt spectacole de lumini extraordinare. Decoruri de Crăciun în fața caselor noastre sunt tot felul de decoruri de Crăciun mai sofisticate decât a vecinului, să-i facem ciudă, măcar așa. Sărbătorim extravagant o naștere extrem de umilă. Și ar trebui să ne gândim la lucrul acesta. Ar trebui să ne gândim la cei care sunt lipsiți, cei care nu au. Pentru că Domnul a spus, ori de câte ori faceți aceste lucruri, acestor micuți, frații ai mei, mie mi le faceți. De Crăciun ar trebui să ne gândim mai mult la acest micuți frați ai Lui. Și vrea să închei spunându-vă că ultimul paradox este că laicizăm o sărbătoare creștină. An de an, Crăciunul devine tot mai păgân, mai lipsit de Hristos. În loc de Mesia, se cântă astăzi mai mult despre Santa Claus, despre Rudolf, despre White Christmas. Hollywoodul a creat o întreagă mitologie, reni, elfi, Santa, oameni de zăpadă, miracole. Da, să nu dăm vina pe ei, că avem și noi românii problemele noastre. Românii umblă cu Irod, cu steaua, cu capra, cu ursul, cu colindătorii, pomul de Crăciun, tot ce vreți, dar nu cu Hristos. O seară, o serie de teologi de astăzi încep să ne spună că sărbătoarea asta e chiar păgână de tot. Încă nu a ajuns păgână de tot, dar lucrăm la păgânizarea ei cu toții. În Portland există un frate de-a nostru, un pictor excepțional și de fiecare sărbătoare mă încântă cu câte un tablou pe care l-a pictat. Anul ăsta a pictat o scenă de familie, mama, tata, doi copii mici, o cameră modernă de american plină de la pomul de Crăciun și jucării all over, tot ce vreți, toate decorațiile de Crăciun. Dar undeva la fereastră, afară, sub lumina becului din stradă, este o iesle în care este un prunc. Imaginea acestui frate al nostru m-a impresionat la anul acesta și m-am gândit că nu avem loc pentru Iisus în sărbătorile noastre, așa cum spuneam, pe care le exagerăm și pe care le laicizăm în fiecare an. Vreau să vă provoc la acest Crăciun. N-ascultați vocile acelor teologi care ne spun că nu trebuie să sărbătorim asta. Ar fi teribil un Crăciun fără cadouri, fără daruri, fără decorații de Crăciun. Nu sunt împotriva lor, dar sunt împotriva să uităm de Hristos în timp ce ne decorăm casele. Decorați-le cât mai frumos, dar invitați-L pe Hristos în casele voastre. Există din partea unor teologi creștini răspândită ideea că această sărbătoare a Crăciunului a fost pusă în 25 decembrie, pentru că atunci era o sărbătoare păgână romană, calendele romane, o sărbătoare a soarelui. Vreau să vă spun că este un mare fals istoric. Împăratul roman Aurelian a instituit această sărbătoare la 25 decembrie în anul 274. Ascultați-mă bine, Crăciunul era sărbătorit din 165, din anul 165. Un profesor de la un college din Pennsylvania scrie următoarele lucruri și ar trebui să țineți minte, mai ales când auziți pe câte unul isteț din ăsta de al nostru, care imediat ne spune că e o sărbătoare păgână Crăciunul, spuneți-i că nu este adevărat. Mai degrabă, sărbătoarea păgână a nașterii fiului necuprins al soarelui, cum era pe vremea aceea, instituită de împăratul roman Aurelian, în 274 a fost
aproape sigur o încercare de a crea o alternativă păgână la o dată care avea deja o anumită semnificație pentru creștinii romani. Astfel, originile păgâne ale Crăciunului, în ghilimele, este un mit fără substanță istorică. Dacă Hristos ar fi născut în adevăr la 25 decembrie, ar fi putut fi un mesaj pentru lume că Hristos a fost mai mare decât zeii păgâni. La fel cum plăgile Egiptului au răspuns zeităților egiptene, după cum afirmă un teolog în anul 320, noi ținem această zi sfântă, nu ca păgânii din cauza nașterii soarelui, ci ținem această sărbătoare sfântă datorită celui care a făcut soarele. O ținem din pricina celor care a făcut soarele. Crăciunul era înaintea acestei sărbători. Acestea sunt câteva dintre paradoxurile acestui sărbători și haideți să îl readucem pe Hristos în mijlocul acestei sărbători și așa cum îmi spunea unul dintre rudele mele, un cuscul de-a meu, zicea, sărbătoarea asta este despre Hristos, să spunem asta tuturor să ne fie de folos. Era Hristos cu folos. Sărbătoarea lui Hristos să ne fie de folos tuturor. Amin.